Bun găsit! Vitamina D este vitală pentru organism. Trebuie să știți că în afară de soare există și câteva alimente care ne pot ajuta în acest sens. Expertul în boli metabolice și nutriție, Simona Carniciu, ne spune imediat cine suferă cel mai mult din cauza carenței de vitamina D, dar și ce ar trebui să facem după ce stăm la soare, astfel încât să se asimileze corect. Doamna doctor, aș vrea să vorbim despre deficiența vitaminei D. Care sunt cauzele? Cauzele sunt nu foarte multe. De exemplu, mai nou, din cauza faptului că nu mai stăm la soare eficient și vorbim imediat și despre acest lucru, sau poate să fie ceva probleme de absorpție, în special la nivel intestinal, datorită alimentației pe care o avem în ultima vreme, cu un exces de aditivi care perturbă flora intestinală și în așa fel încât poate să apară diferite probleme inflamatorii la nivel intestinal până să se ajungă la probleme serioase, cum ar fi bolile inflamatorii clasice, boala Crohn, colita ulcerativă. Dar acelea sunt situații destul de rare. Și care sunt simptomele până la urmă? Cum ne dăm seama că nu avem această vitamină în corp? Nu este foarte ușor să ne dăm seama, dar am putea să facem analiză ca să confirmăm dacă este o deficiență. Sub 30 este clar o deficiență, poate să fie severă când coboară și mai mult. Dar, pe lângă analiza, care cred că nu toată lumea se duce cel puțin anual să facă vitamina D, decât dacă sunt probleme, avem și câteva simptome care pot să ne îngrijoreze, printre care obezitate rezistentă, care pur și simplu, oricât de mult ai încercat să schimbi stilul de viață sau să ții diverse regimuri, nu slăbești. Un sindrom metabolic, adică să fie o hiperglicemie, dar nu foarte mare, poate să fie hipertensiune arterială, obezitate, în special abdominală. Iar cel mai des se întâlnesc acele dureri musculare în contextul în care nu facem mișcare sau nu facem ceva care să ducă la durerea din febra musculară. Și atunci acea durere, care este cronică, uneori chiar rezistentă la tratament, este unul dintre cei mai buni indicatori de carență de vitamina D. Și cum ne Oboseală, anxietate, dar acestea sunt mai comune. Și cum ne luăm vitamina D? Din alimentație. Să nu ajungem din alimentație, chiar la suplimente. Sunt surse de vitamina D, nu sunt foarte multe și contează foarte mult să fie biodisponibil, adică față de supliment, este mult mai important să le luăm din aliment. Acolo este biodisponibil, că este natural. Da. Absorpția e mult mai bună. Putem să consumăm gălbenușul de ou, somon, care sunt printre cele mai încărcate și mai bogate cu vitamina D, și în rest, în cantități foarte mici, le mai găsim în majoritatea legumelor și, bineînțeles, și fructe, dar în cantități foarte, foarte mici, insuficiente să avem rezultatele bune la analize. Și până la urmă, cel mai important ar fi să ne expunem la soare. Asta urma să întreb. Legătura dintre vitamina D și soare este una destul de strânsă și până la urmă este de acolo ne... vitală, pentru că la soare se formează vitamina D pe suprafața pielii. Însă vitamina D este liposolubilă, adică are direct legătură cu grăsimea care este pe piele. Okay. Pentru că noi avem pe piele grăsime, însă noi mergem, ne expunem la soare și apoi ne spălăm foarte bine cu apă și săpun și îndepărtăm nu doar grăsimea superficială, dar cu tot cu vitamina D, pentru că aceasta, deși se formează la nivelul pielii, nu intră imediat în circulația sangvină sau cel puțin nu tot ce se formează. De aceea, deci trebuie să mai așteptăm până facem un duș după ce stăm la soare? Am putea să facem
un exercițiu foarte interesant vara, și anume să folosim gelurile de duș care sunt destul de agresive cu pielea și murdăria pe anumite zone unde sunt vitale și unde, bineînțeles, bacteriile pot să cauzeze mirosuri neplăcute. Dar putem să sacrificăm, de exemplu, mâinile, unde să ne clătim doar cu apă. Este un exercițiu pe care probabil va trebui să-l încercăm, da, nu? Mai ales că acum vine vara. Mai ales că vine vara și este singura noastră perioadă în care putem să asimilăm vitamina D, pentru că apoi foarte multă lume nu prea este intens consumatoare nici de gălbenuș de ou, nici de somon sau grăsimile acestea sănătoase care de obicei sunt asociate cu vitamina D. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem și mâine cu alte sfaturi utile.